Am revenit alături de Andreea Marin și veți afla cum a trăit ea acele momente de groază pe care noi toți le-am văzut pe diferite site-uri și emisiuni TV, dar n-am știut niciodată ce a fost în sufletul ei. Eu recunosc că am văzut și imaginile acelea de pe Antena 1. Nu te-am auzit și nu te-am văzut niciodată așa. Nu pot decât să-mi imaginez. Poți să-ți închipui cum ar fi fost să te afli într-o mașină cu copilul sau copiii tăi, că ai două fetițe, și să auzi în jurul tău doar țipete, bătăi în lunetă, pumni trași în mașină. Pentru ce toate astea? Unde ne aflăm aici? La război? E un fel de execuție în piața publică? Nu e clar că nu vreau din moment ce nu ies din mașină? Copilul meu... De ce trebuie să ieși pe furiș? E problema mea. Nu am vrut să văd pe nimeni în acel moment. E problema mea. Știți că se poate pur și simplu să nu-ți dorești să vezi pe nimeni? Nu e vorba de presă. Să vezi pe nimeni. Să ai un moment greu în viață în care să nu-ți dorești să vorbești cu nimeni. Atâta tot. Iar fac pe avocatul diavolului, spunând, da, statutul de vedetă nu-ți permite să alegi momentele în care vrei să vezi pe cineva și momentele unde în care... Unde scrie asta? Vrei să vezi. E vreo lege? E în care scrie asta? Sau? Eu nu mi-o asum. Eu nu sunt un om care a avut nevoie de publicitate în orice condiții, care să sune pe la ziare, pozați-mă, plec acolo, uite, acu' e momentul. Nu. Eu sunt cine sunt prin... ca rezultat al anilor de muncă, de învățat, de documentare, de treabă făcută la modul cel mai serios. Cu alte cuvinte, nu am ce discuta cu oameni care nu sunt în munca lor bazați pe aceleași principii de lucru. Nu mă interesează. Alegi unde vrei să te afli în lumea asta. Alegi de cine vrei să fii înconjurat. Și dacă am spus nu, e nu. Și ce crezi că se va întâmpla după toată această nebunie? Crezi că ai declanșat, să spun, un război cu presa? Nu. De ce? Sunt oameni care lucrează în presă și care nu au participat la acel moment îngrozitor. Apropo de asta, mi se pare interesant cum încearcă ei să dea vina pe un șofer care a apăsat pe accelerație. Da. Păi știți ce s-a întâmplat acolo? Știți cum e să mergi normal și deodată să fii înconjurat de mașini care încearcă să te șicaneze, să intre în tine dintr-o parte, din alta, doar să te oprească și la un moment dat o mașină în viteză, una din cele 10 sau câte erau, că n-am putut să stau să le număr, a venit în fața noastră, a pus frână în fața noastră, astfel încât să intrăm în ea, pur și simplu. Iar ceilalți ne înconjuraseră, astfel încât să oprim. Fără voia noastră. În momentul ăla te-ai cineva... gândit să cobori din mașină? Nu. Și să... nu. Tot ce am simțit instinctiv a fost să-mi strâng copilul în brațe, care plângea, care s-a speriat îngrozitor, se băgase cu căpușorul în mine. Sincer, nu mai gândești logic. În momentul acela nu mai... ești doar mamă. Da. Uiți de toate. Pur și simplu reacționezi instinctiv. Mai e adevărat așa. Că... îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am reacționat chiar cum am simțit. Poți să îndrăznesc să te întreb cum? Pot să-ți închip. Adică realmente e foarte greu să fii un om elegant în continuare. Foarte greu. Ideea e că nu sunt într-un război cu presa în general, pentru că acolo e doar a fost doar o parte... Asta cât crezi că e vina oamenilor care s-au aflat acolo și cât a șefilor care altfel, dacă ar fi venit fără nicio imagine, nu știu. Asta e o scuză de 2 lei. Ce înseamnă asta? Că șefii te obligă. Pe mine nu m-a obligat niciodată nimeni să fac nimic. Dar vedeți, tocmai de aia ne aflăm în locuri diferite. Tocmai de aceea ei vor fi veșnic pe poziția pe care sunt, niște pricăjiți pe care șefii îi ghidonează așa cum vor. Și aici tocmai... ar putea să se simtă mult jigniți, să știi. Păi, e și cazul. Păi să fie jigniți. Și să le fie rușine să se uită în oglindă. Cum să nu?
Aceasta a fost prima parte a interviului acordat de Andreea Marin în exclusivitate pentru Look Monden. Vă invit și mâine, tot de la ora 21:30, să vedem și a doua parte. O a doua parte în care Andreea Marin vorbește despre comoara vieții ei, Violeta, despre cum reușește să fie părinte responsabil alături de Ștefan, despre cât de mult înțelege să-l sprijine în continuare pe Ștefan Bănică și despre ce este în sufletul ei acum. După cum a spus și colega noastră Roxana Iliescu, aici se încheie doar prima parte. Interviul în exclusivitate al Andreei Marin continuă și mâine de la ora 21:30. Aici, la Look Monden. Așadar, Cristina și Bogdan vă așteptăm și mâine seară pentru noi destăinuiri ale Andreei Marin. Până atunci, doamne, domni, nu uitați că și divorțul anului poate și trebuie să aibă un look cât mai monden.